Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video cu o nouă serie din Watch Dogs Legion, care vom începe, aici suntem la nivel de dificultate, se pare că acesta este meniul principal, aici avem o juca normal și zice aici ca să activăm. A, deci... A, deci este, dacă moare un agent, a murit definitiv, nu-l vom mai putea lua și partida se termină după ce toți agenții moare, nu vom face acest lucru și vom începe partida, dacă continuăm. Ok, și acum începe. Trebuie doar ca să modific, n-am apucat să modific sonul, adică sonorul, ca să-l dau un pic mai încet și să mă auziți mai bine. Și sper că vă place această serie, pentru că eu, mie unul, primul Watch Dogs a fost foarte șmecher, al doilea nu mi-a plăcut tare mult, poate nici nu m-am jucat tare mult să zic pe el, dar treiul am văzut, pare să fie foarte șmecher. Și înainte să începem, am uitat să vă zic că în acest joc, după cum ați văzut, cred că vom putea lua orice personaj pe care îl întâlnim, putem să îl controlăm noi. De exemplu, cum să vă zic, un om poate să fie un avocat, poate să fie un politician, o persoană foarte importantă sau o persoană simplă, normală. Și fiecare cred că are capacitatea lui specială, depinde în domeniul în care lucrează. Și începe. Ah, London. Ah, Londra, ce oraș. History around every corner. Povestea în fiecare colț, un loc turistic și de publicitățile, berea care curge, muzică, teatru, tot este deschis. Și tot acest milan de cultură și acest vechi stație de metro, orașul, ok, dar trece prea repede. Oh. Și într-o singură noapte totul poate să dispară. Mamă, ce șmecherie, într-o Londra foarte conectat suntem. Dalton, respira. What's our status? Care este statul nostru? Securitatea din perimetru este moartă. Fucking hell. Respirație de panică, o, nu se poate. Dar deși când respiră ne scrie, dar cred că... Ai am să dezactivez. Ai putea face repede? Da, șef. Dalton. Ubisoft prezintă. Sunt în Amen. Any idea what we're up against, Bagley? Știm cu cine batem, Bagley? Nu știu ce să zic. Sunt foarte multe, foarte amuzant, Bagley. Guvernul preferă să facem mai multe chestii decât care sunt. Ai grijă, Dalton. Brilliant. Asking the computer about feelings. Întreabă-l pe ca să analizeze sentimentele. Taci și mergeți la lucru. There she is. Da, sunt. Ok, să dăm un pic în meniu, în opțiune, să vedem aici. Gameplay. Oh, da, aici cred că în afișaj. Luminozitate. Ok, nu mă interesează aici. Nu-i nici aici, n-au de aici, cred că e engleză, 100%. Ok, vom scădea un pic toate, ca să mă auziți mai bine. Și în dialoguri, punem la 80. 80, muzică, punem totul 80, să nu fie 100%. Ok, punem doar dialogurile, să nu ne mai... Să fie mai simplu. Să
în jos. Și pe pătrat. That hurt you more than it hurt me. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Ok, dacă nu trag ei mine, nu se trag niciun, te-ai exact asta zis. Ce avem un tip aici? Normal nu mai cred că este niciun tip, cred că i-am luat pe toți. Au tehnologie DedSec aici, ce vreau să facă cu ea? Cum? Și cum au luat-o? Atenție, au tehnologia noastră? Toată lumea vrea să știe că DedSec a făcut asta. Ok, Dalton, trebuie să ai foarte mare grijă. Cine sunt acești tipi îmbrăcați în negru? Nu am nimic despre identitatea lor. Fuck me. The entire place is rigged to blow. Fuck. Jesus. That's not what I'm Backley, is that? RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. That was bad. DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Au destul explozibil acolo ca să explodeze tot Parlamentul. Cred că suntem la ceva Parlament sau ceva de genul. A, deci asta nu mai este cu tehnologie să o deschidem. A, putem deschide și așa. Nu trebuie doar cu telefonul. Nu știu cine sunt acești oameni, dar trebuie să fie foarte șmecher că au instalat toate acestea în, chiar în plină sală de reuniune de la guvern. Am găsit detonatorul. Da, e foarte bine. Bagley, poți să mă ajuți? Evident, dar din păcate sunt blocat. Nu avem nicio șansă ca să reușim fără Bogey. Da. Am fost antrenat de serviciile secrete ca să piratez, nu știu ce a zis. Hai, grăbește-te. Ok, Bagley, este rândul tău de jucat. Ești conectat. Bombele vine să fie... O să fie mult mai complicat, nu se poate. Le poți dezamorta? Sigur, dar risc ca să activezi securitatea înainte să termin. Se pare că ai retras atenția asupra ta, Dalton. Am înțeles. DedSec. What the fuck, ai de DedSec? Continuă așa.
cât timp o să iei. Depinde de câte ori o să mă întrerup. Ok, toată lumea, puneți-vă masca și scoateți-vă armele. Ok. Security, now wading through terabytes of decoy code, looking for the destination sequence. Ok, nu știu, n-am fost pe acolo în centrală, oameni, n-am înțeles tare bine. Este trei locuri în stânga, unul dintre este de ce taie conectorul. Ce te râzi? Îți bă joc de mine, nu. Dacă acest lucru o să explodeze... Bombele au fost dezamorțate. Vezi, n-a fost așa greu. Era să fac o criză cardiacă din cauza ta. Wow, wow. Vezi ceea ce văd și eu aici? Se pare că parlamentul nu este singurul care a fost ciblat. Celelalte bombe au fost activate. Dar trebuie să evacuăm toate clădirile astea. Sunt pe tot locul în Londra, nu avem timp. Sora mea este la... Ok, trebuie să facem ceva. Detectez o transmisie de pe... de sus, de pe acoperiș, cum avem. Ne atacă. Du-te, urcă repede. Păi măcar dacă am să recuperăm și un pic de muniție. Sabine, what's going on? Să mi ce se întâmplă aici? A, deci ținem aici și luăm... I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get names, ports, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Să luăm o cheie de acces. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, this goes. It won't. Da, I'll see you at the rally point. I promise. Nu am luat cheia. Da, what the fuck, am luat-o. Ah, trebuie să o descarc. Ai zis, am luat, what the fuck?
Uite, un picare. Înseamnă tipul ăla ce are ceva deasupra. What the fuck, Dani? Acum nu mi s-a dezactivat ala, de ce? Nu. A fost doar un virus de pe mașină. Bine jucat, Dalton Wolf, foarte impresionat. Cine ești? Iar credeai că o să poți să salvezi Londra, dar din păcate ai pierdut tot. Ai venit aici ca să ne ajungi în misiunea noastră capitală. Ce misiune? Să omor mii de oameni? Exact. Să salvăm toată lumea. Și londonezii și familie de rău tragice. Pesta, incendiile. Dar să distrugem este singurul remediu. Zero day. It's time for a hard reset. Ok, n-am apucat să întâlnesc. What the fuck, și l-aș omorât. Pe Dalton. Watch Dogs Legion. Numai zice Legion, cum ar veni. O serie de explozivi în Londra, care ia și zice că la toți oamenii să stai acasă până ce situația se va stabila. Terminăm într-un bilan oficiu. În cele trei locuri unde au fost exploziile și familiile unde fac un omagiu. Ministru tânănân militar a promis că o să îi omoare pe toți aia din DedSec, dar normal n-am fost noi. Ok, și încearcă să-i captureze pe toți oamenii DedSec, pe toți membrii DedSec, cum ar veni. Și avem un record de datorită acestei tehnologii și tot, de distrug tot. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Ok, Tecan sfârșit are cursul normal după ce au angajat o albine, albine, ceva de genul, un fel de societate privată. Possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a new reprimand to the public about the circulation of fake news. Unde e conspiracy de? Theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. Cel mai bun de lume, am și deblocat un trofeu. Timpul de încărcare par
că nu sunt nici prea... sunt destul de rapide. Bună, am nevoie de tine ca să reunesc, dar nu sunt decât un deței, sunt decât un robot deței. Să piratăm cât o să o din Londra. And we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying to Blue Star, we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Toe! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? I have you next. What do you make of all this? I think if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different... Acum tot vorbesc despre DedSec și întreabă ce crede despre ei. Câțiva zic că au dreptate, câțiva zic că asta le-a adevărata lor... asta este fața lor adevărată. Uite unul. Pare să fie ultimul speranța lui DedSec. Deci acum ne vom alege personajul. Ok, zice, are o sănătate beton, cum ar veni. Când trage întâi are mai mult. Asta are un pistol semi-automat. Asta are reduceri foarte bune când iei mașini. Deci, ăsta lucră la poliție, are o... este în familie cu comisarul. Ăsta poate să cheme o dronă. Star de telerealitate, generalist, este spitalul la... ăsta pare să fie un doctor, dar numai doctor nu arată. Asta este un hacker. Și a ratat. Nu permisă de motocicletă, dar are o motocicletă. Pe care să-l alegem? Să-l alegem pe tipul, pe hackerul ăsta? Hai să-l alegem pe hacker. Bun venit în instanță, Timo Feike. O să fie primul membru din echipa ta din DedSec Continuu ca să o faci cât mai mare și să recruți noi membri.
așa noastră oare? Glad to see you're alive. You're still committed to the cause. Da, suntem în Londra, cu volan pe dreapta aici. Ok, muzica nu ne interesează. Cum dăm pe mapă? Da, aici. Să ne punem GPS-ul. Și între timp să învăț iar aici în audio și limba 80-80, dar nu m-am apucat doar de-a lungurile. Doar de-a lungurile. Ok, nu știu de ce mi-a arătat. Prea simțim trotuarele când urcăm pe ele sau ceva de genul, parcă sunt inexistente. O, da, un pic l-am atins și deja și căzut. Uitați și pe map avem locuri unde e zona roșie. Oare poate este ceva cu interesant? Smart move having redundant systems like that. Can't trust anyone, right? Acesta suntem bunii cu acest lucru, de l-am mai făcut și pe altele Watch Dogs. Este ceva clasic Watch Dogs. Deschidem ușa. This is what you wanted, mate. Get to it. Haideți să mergem. Să mergem. Ăsta gens care nu atrage așa de mult atenția ca alții. Sabine, cineva trebuie să aprindă lumina aici. Deci nu cred că trebuie să vină aici. Registration detected. Identify yourself or I'll seal the exit. Have to be drunk and email you wherever road until you start. Well, mail-urile cu voce tare. Eu am voie să fiu aici. Care este parola? Sabine m-a trimis. Sabine este în viață? Este o bună noutate. Eu sunt Bagley și sunt asistentul în care am fost ori serviciu acum câteva timp. Ai vrea ca să mă conectez la rețeaua ca să văd ceea ce s-a întâmplat și să văd ultimele noutăți. Zic că citește toate mail-urile. Ce tare.
cu voce tare. A, deci avem, cred că vom avea și lucruri de colecționat. De porc. Hai, sunt reconectat la rețea. Ok, mă uit acum la arhive. Se pare că un grup terorist de tech a atras Dalton Wolf e mort. Este suficient să vă las un minut și distrugeți tot. Mi se pare un pic că am o gaură în memorie după ce s-a întâmplat cu Dalton. Am dezamăsat bombele în Parlament și a fost niște care nu m-a putut, un grup de hacker necunoscut pe numele Zero Day. Cred că Zero Day a avut să o organizație și se pună pe DeadSec ca să ei, să pice pe ei. Ok, dar dialogurile se duc mult prea repede și n-apuc să citesc tot timpul. Sabine Brandt este conectată, vă sugerez ca să o ascultați cu atenție. Salut, sunt fericit ca să te văd. Ok, memoria ta este intactă? Da, departe de ei, dar ultimul a fost și ți-am luat o pistă care este numită Zero Day. Nu. Ne-a atacat pe câțiva și... Ok, nu am apucat să înțeleg. Dar n-am avut niciun noroc și n-am reușit să scăpăm toți. Este o nebunie. Ce noroc ai că ai scăpat. Dar am reușit ca să fug prin canalizări și m-am ascuns undeva în nord. Foarte bună decizie. Profilul tău este indicat ca o țintă prioritară. Chiar și o reconesanță facială te-ar putea pune în pericol, da. Deci dacă decid să vin și eu o să fiu un vizor, nu? Înțeleg că o să fie foarte periculos. Da, toată lumea cunoaște riscurile, mai ales eu. Am pierdut tot ce am. Și uite-te acum în ce situație sunt. Londra are o spirală moartă și DeadSec nu... Dacă DeadSec nu salvează nimeni nu o poate. Londra are nevoie de o rezistență. Și poate să înceapă cu tine. Ce zici? Da. Dacă tot sunt aici, mai bine să continui. Deci, bun venit nou utilizator înregistrat, bun venit în DeadSec. DeadSec. O să fie irresponsabil ca să te lăsă mergi în natură fără niște echipamente. Ok. Deci, sunt ameliorat tehnologia. Puntele de tehnologie, putem să găsim puntele de tehnologie TEC-TNN în Londra. Să le utilizăm ca să luăm ameliorații pentru tehnologiile noastre. Cumpărați tehnologie din meniul TEC și obțineți niște ameliorații pentru gadget și arme și pentru pirataj. Echipăm o tehnologie. Când schimbăm arma sau un gadget cu un alt agent, putem să utilizăm toate alea funcțiuni, să le modificăm în meniul de echipare. Tehnologiile care le-ați cumpărat o să fie disponibile cu toți agenții. Aceasta lucru este interesant. Deci să ne deschidem meniul. Ok, avem aici un... lansator de grenadă DeadSec, Shargun. Este un pistol de DeadSec, e interesant. Avem ori roboțelul ăsta, ori camuflaj. Ok, zice acest lucru ne face un pic, este ca un camuflaj și ne permite să fim un pic invizibil. Întrebe asta că nu sunt prea bun la discreție și cred că o să avem nevoie de foarte mare discreție în jocul ăsta. Da, ok, aici avem armele, gadgeturile și echipăm asta.
Avem doar o armă. A, dar, ai, putem să modificăm skin-ul. Dar lăsăm ăsta, de că arată mai șmecher. Bun. Ok, avem un sistem tânăr care e foarte sofisticat, care se numește o mască, ca să nu ne găsească. Dar nu e deloc sofisticat. Deci nu avem niciun ban ca să luăm, ba? Doar un tricou, un, aici la masă. Pun ok, să ne punem masca, că avem doar masca. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid. Știi, ca să mergem în ringul de box. We try to use guns only as a last resort. O cunoști deja pe Corny, este proprietarul tânără și un vechi contrat, este o campionă de box amator. Merită un link și o să vă antreneze. Ok, să începem antrenamentul. Ok, cobor acum. Am să mă încălzesc. Mamă, e, arată destul de șmecher Watch Dogs-ul ăsta. Ok, deci pe pătrat să atacăm ceea ce am văzut. A, pe... ca să-i spargem garda. Ok, dacă am mai dat eu un pic, că am fost apăsat deja. Haide, haide, dăm. What the fuck, ce-a dat în mine? Hai ca să o batem. Hai de tră. Mamă, dar ce, când a sărit cu picioarele pe mine. Foarte multă viață. Dar nici e gata. Right, gear in order. Ok, mulul meu că interesează cum să te bați. Da-na-na. Acum putem începe ca să găsim pe sub 0. Ok, nu ne interesează aici. Sper că ești pregătit. Ok, doar noi de știm cum să ne comportăm acum și ceea ce reprezintă DeathSec. Este aici o cabină. O, să plecăm. Bun, deci cred că trebuie să plecăm de aici, da?
What the hell did you guys say, recruiter? Which evil cabal are we taking on first? Make no mistake, London is under occupation. Londra is the first occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. You mean Albion? Yeah, they definitely got that fascist thing going for them. Recruit convince the people they're some kind of saviors, right? So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing two sets of coordinates to your optic. Cheers, Bagley. I've identified two opportunities. One, we're going to disrupt some Albion propaganda. Remind the people it's not Albion's way or the highway. Two, we need intel about Albion operations. We want to throw a spanner. What the fuck is he making? Sabine, we're going to wake up this city. Brilliant. Let's get the people of London on board. Capitolul 10 ca început, obiectiv. Ok, da. Noua misiune. Ok, da. Misiune în echipă. Pirataj lent, acces la ținute, centru. What's up with him, Bagley? Este reputat pe tipul ăsta. Dar mașina unde ne este? Yikes! How does one person make that many enemies? Good question. You could dig around and see what turns up. Ok, deci tot nu în echipă. Să vedem misiunea. Este aici ceva. A, nu, este o lidă de unde ne putem bate. Nu, no, what the fuck? Tata nu văd unde e misiunea. Generalist, ok. Sedea în hub, site sedea. Ah, deci, da, da. Stai un pic să văd aici. Ori aia, asta trebuie ca să piratăm astea două chestii, cred că, ca să putem să-l recrutăm. Să vedem dacă este asta. Stai că trebuie să mergem pe partea bună. Zona interzisă, ok, să analizăm. Albion have established an operational base in the Royal Court of Justice. Albion own the bloody courts now. It's like picking up a go directly to jail card at this point. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data for them to disrupt their operation.
Hai, fugi repede. Urcă sus. Okay, să piratăm, să vedem dacă... Deci ok, cred că aici trebuie să venim. Dar nu știu cum să vin. Acolo trebuie să merg cumva. Ok, deci nu pot așa, doar trebuie să merg eu pe jos. De acolo trebuie să mă să-i dau drumul. Piratez așa și dau drumul de aici. Se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Deschidem.
deschidem. Ok, nu e nici aici. Eu nu înțeleg atunci. Trebuie să văd aici în echipă, să mă uit un pic și să vedem misiunea generalist. Ok, mi-arată să urmăresc, dar nu înțeleg cum. What the fuck, sunt aici. Ok, avem două câte OS-uri. Deci bun, ok, deci eu n-am văzut, am crezut că aia era altceva. Ok, am să mă opresc aici pentru acest episod și vom, între timp voi merge la cealaltă misiune și când sunt acolo ne vom revedea. Ok, dacă vă place, este primul episod, uitați să lăsați un like și să vă abonați. Ceau, ceau!